Mărădulescu. Unul dintre cei mai de seamă preoți ai Craiovei de la mijlocul secolului trecut a fost Aurel Bazilescu. El s-a născut într-o familie de învățători din comuna Doljană, Tălpașu. A frecventat de mic biserica parohială și era deosebit de înclinat spre cercetarea teologică. Și cu mari eforturi, părinții au reușit să-l facă, să termine semiarul Sfântul Grigore de Capolitul și apoi să absolvă cu deosebită vrednicie în anul 1933 Facultatea de Teologie din București. De asemenea, pentru meritele sale, la 1 mai 1934 a fost numit preot la Biserica Domnească Sfântul Dumitru din Craiova, cu puțin în urma sfințirii sale de la 23 octombrie 1933, fiind unul dintre primii preoți paroși ai acestei importante catedrale mitropolitane. După o îndelungă păstorire, în 1941 a ajuns preot la parohia Sfinții Arhanghel din Craiova și a fost alături de alți mari preoți ai timpului, Gheorghe Barbu, Constantin Begu, unde cu deosebită râvnă, împreună cu preotul învățat dr. Ion Popescu Cilien și Dumitru Cinciu de la Biserica Mântuleasa, au pus bazele și au dezvoltat o revistă de teologie și de istoria Bisericii a Eparhiei Râmnicului Noului Severin, care are revista Renașterea. Materialele sale au făcut să fie apreciate nu numai în țară și peste hotare. De asemenea, a fost absolvent al unui seminar pedagogic universitar Titu Maiorescu, promoția 1939, faptul care i-a permis să practice meseria de profesor în diverse școli din Craiova, el înclinându-se spre apropierea de biserică a ucenicilor și ucenicelor din școlile din Craiova, în special cele comerciale. De asemenea, a predat la școala de cântărești bisericești din Craiova. A fost și confesor o bună perioadă la penitenciarul din Craiova și care a fost foarte mult apreciat de viitorul mitropolit al Moldovei, Irineu Mihălcescu. A fost distins cu cele mai înalte ranguri acordate de biserica noastră pentru vrednica sa păstorire, a fost econom și cu dreptul de a purta blu și culion, a fost de asemenea citat pe ordinea de zi de mitropolitul Nifon Criveanu și ulterior de mitropolitul Firmilian. În anii grei de încercări prin care a trecut România, el a reușit să viziteze numeroase spitale de răniți din Craiova, s-a deplasat în Transnistria, voluntar, unde a instalat numeroși preoți misionari în timpul cel de-al doilea război mondial. De asemenea, pentru activitatea sa deosebită, a fost citat cu locul întâi pe țară de către Patriarhul timpului Nicodim pentru misiunea sa deosebită în zona aceasta atât de orofsită a românilor de peste Nistru. De asemenea, pe teritoriul Ucrainei și Rusiei a ridicat cimintirii ale eroilor români. A ridicat numeroase troițe pe tot cuprinsul județului Doj. A impus, de asemenea, cultul morților, care s-a desfășurat cu un deosebit fast și a reușit să organizeze o parcelă a eroilor la cimitirul Ungureni din Craiova. El a fost și paroh al Bisericii Sfânt Arhanghel din Craiova, calitate în care a dezvoltat o bibliotecă parohială și a început o intensă activitate pentru ajutorarea văduvelor și orfanilor de război. De asemenea, a fost o bună perioadă și protoereu al județului Dolj. Dar odată cu instalarea regimului comunist, luna mai 1946, nemai suportând dimisiunea politicului în viața bisericii noastre ortodoxe, și-a dat demisia. Dar a fost ales de colegii săi membru al consistorului mitropolitan de pe lângă mitropolia Unglovlașii, la propunerea lui Eugen Laiu, care era fereu locotenent la acele timpuri. De asemenea, a primit pentru activitatea sa prodigioasă numeroase amenințări din partea organului de partid și de securitate, fiind o victimă a regimului comunist alături de preoțul Teodor Mirescu și Dimitrie Cinciu. Deveniseră renumite întâlnirile cu caracter religios și facem precizare, o bună perioadă a frecventat și Rugul Aprins, unde l-a cunoscut pe Sofian Boghiu și ceilalți membri ai Rugului Aprins, pe Alexandru Tudor și ceilalți, fapt care a încercat să reînvie și la Craiova o filială a Rugului Aprins, lucru care a adus multe suferințe de-a lungul și pentru acest fapt n-a mai fost tolerat de organele de securitate din Craiova, care la 26 iunie 1959 l-au arestat și l-au încarcerat la penitenciarul din Craiova, împreună cu preoții Teodor Mirescu de la Biserica Brândușa și preotul Dumitru Cinciu de la Biserica Mântuleasa. Ei erau acuzați de complot pentru răsturnarea guvernului. În realitate se întâlneau, așa cum am amintit mai sus, pentru a susține în condițiile acelea de aprigă luptă cu ateismul,
cu manifestări satanice ce aminteau de vremurile apocaliptice ale lui Dioclician, să răspundă prin acea forță spirituală pe care o dă rugăciunea. Era o imitare a rugului aprins, așa cum am amintit. De altfel, o fișă așa personală nota acest lucru, că este lucrat în acțiune informativă, care manifestări dușmănoase, că este suspect de activitate antistatală. Și, potrivit documentelor, el urma să figureze că a arestat în alte părți. Familia a fost cum terorizată, comunicându-se ca brit în închisoare. În realitate a fost închis numai la Craiova și aș vrea să amintim câteva din adevăratele acte de martiriu. A fost bătut la tălpile picioarele cu vergele de fier. Radiografiile făcute de medicul Nicolae Bazilescu, nepotul său, arătau grave afecțiuni ale coloanei vertebrale și ale întregului sistem nervos. Mărturiile medicului regis și ale altor medici specialiști arătau că aceste afecțiuni sunt datorate unor lovituri cu obiecte dure care au distrus segmente din coloana vertebrală și organele interne. Amintim în acest sens diagnosticile dramatice date de medici legiști în frunte cu doctorul Arsenie și pe care nu aveau voie să le popularizeze, așa cum indicau organele de securitate. Deci dăm diagnosticile, TBC osos, decalcifiere, ciroză traumatică, icter mecanic, avea degetele cu noduri, în urma bătăilor și faptului că degetele mâinilor sale au fost puse în ușile și zdrobite cu diverse baroase și în ușile penitențiale. Din radiografie reieșea că oasele degetelor de la picioare și mâini fuseseră zdrobite. Avea malformații care l-au obligat să poarte un corset și care permitea să deplaseze cu multă greutate. El a fost supus unui regim de isolare și înfometare pentru faptul că mărturisea pe Hristos, a faptul că aproape își pierduse vederea, fiind ținut într-o celulă fără lumină. Acest fapt nu l-a împiedicat să mărturisească și să apere credința ortodoxă. Potrivit unei mărturii al unui evreu Eugen Eschinazi, refugiat în Elveția, care a remarcat atitudinea părintele Aurel Bazilescu de apărare a evreilor din anii 1938-1944, relatat în presa elvețiană și la posturile de radio Vocea Vaticanului, Vocea Americii sau Europa Liberă, la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne Alexandru Deghis Darmalesc, pentru că inspirase termenul de pedeapsă, la 26 iunie 1962, preotul craiovean Aurel Bazilescu a fost eliberat din închisoare. Fiind considerat periculos pentru regimul comunist, datorită credinței deosebite și autorității de care o avea asupra credincioșilor, nu a fost lăsat să revină în orașul Craiova și a fost încadrat de la 1 septembrie 1962 la parohia Preșoiu din Dolci, unde din cauza numeroaselor afecțiuni dobândite ca urmare a schingiurilor din închisoare se deplasa foarte greu. A fost obligat să stea luni de zile în tratament la spitale din Eforin și Mangale pentru tratarea TBC-ului osos generalizat. În sfârșit, după grele suferințe, în anul 1970 a trecut la cele verice, fiind înmormântat la cimitirul Sinasca din Craiova. Așa cum arată fișele personale și cercetarea făcută recent, părintele Aurel Bazilescu poate fi încadrat și este încadrat în martir pentru Hristos în închisorile comuniste. Este un simbol al rezistenței noastre prin credință.